merge. Asta merge. Servus. E un pic lag aici între cele două telefoane, dar ne descurcăm noi. Zece oameni pe live, bun. Na, o să fie un live, sper să nu fie foarte plictisitor. O să fie un live care vă explic un pic ce vrem să facem la Barsilvania, ediția cu numărul 5. Am și o filmare aici lângă, un video care va rămâne pentru YouTube, cu o calitate mai ridicată, dar voi încerca și îmi dau silința să salvez și filmarea pe Instagram, acest live. Mulțumesc, Anita, da, este și ziua mea de naștere astăzi, apreciez foarte mult toate mesajele voastre. Însă nu e despre asta, da? E despre Barsilvania Street Battle, ediția cu numărul 5. Aștept să se mai strângă puțin lumea. Pe un telefon îmi arată 13 oameni, pe unul îmi arată 11 persoane. Hai să vedem. Mi-ar plăcea să vă adunați ceva mai mult, ceva mai multă lume. Acum, oricum, repet, rămâne live-ul și filmarea pe YouTube, în care mai puteți asculta un pic ce se întâmplă în Barsilvania. Căci vine cu câteva schimbări foarte interesante. Dacă nu vă interesează acest concurs, rugămintea mea este poate dați mai încet sau îl țineți un pic pe pauză. Mulțumesc tare mult! Cool username. Da, eu îmi dau silința să vă explic în cât pot de repede, nu vreau să vă țin foarte mult, însă vreau doar să mai adun câteva persoane ca să pot să încep cu dreptul. Pentru cine nu mă cunoaște pe mine, din spatele echipei Flux, eu sunt Florentin, îmi pare bine să vă cunosc pe toți. Încercăm să facem o Barsilvania pe care nimeni nu va uita, să fie un concurs care merită să participi la el și un concurs care merită și să vii doar ca urmăritor și ca persoană care își va susține preferatul. Va fi un concurs amplu, pentru că vrem să, de fapt, ce vrem de fapt să se întâmple, nu-mi doresc ca să mai facem un eveniment în care noi tragem foarte tare de dimineață până seara, să închidem competiția la 9 seara și să fim cu toți obosiți și epuizați, să nu mai avem răbdare până când ne vine rândul la concurs. Așadar, motivația mea cea mai mare este să împart concursul pe două zile. Hello, Brani! Welcome to our live video. I hope you will understand a bit of Romanian. Și de event live, va fi live. Da, o să fie live. Hai să facem această sesiune de question and answers un pic după ce explic un pic acest Barsilvania. Deci data oficială pe care am anunțat-o este 19 și 20 octombrie, adică sâmbătă plus duminică. De fapt chiar de vineri, dacă ar fi să vă explic un pic detaliile. O să vă zic așa, vineri seara, între orele 18 și 21, aici în sala noastră, o să așteptăm sportivii care sunt din Sibiu sau sportivii care aleg să parcurgă drumul până la Sibiu cu o zi mai repede și își găsesc cazare, pentru că vrem să le dăm un kit de înscriere. Da? Lucrăm cu compania ProNutrition de ceva timp și vom motiva pe ei să ne facă un kit de înscriere în care veți primi tot ce aveți nevoie. Eu acolo un comentariu pe live, las că ajungem și la a râde imediat, dar să fim un pic serioși. Deci vom avea un kit de înscriere pe care îl facem noi împreună cu ProNutrition. Asta puteți face vineri seara, cine vrea să ajungă mai repede în Sibiu, sau chiar sâmbătă dimineața, atunci când deja începem competiția. O limitare pe care o veți avea este că nu mai facem înscriere pe loc. Va fi o perioadă, și vă voi spune exact perioada, de înscriere online și numai online în concurs, și se va opri cu o săptămână înainte de eveniment pentru a ne putea noi pregăti de volumul de sportivi care suntem 100% sigur că vor veni la concurs. Evident, în acea săptămână mai pot apărea probleme personale de neparticipare și neprezență, însă ne dorim să știm un pic și să anticipăm nivelul de prezență la acest eveniment. Bun. Deci, vineri seara se face validarea înscrierilor, da? Ridicarea kitului și sâmbătă dimineață.
Concursul se va împărți astfel. Va fi freestyle, strength endurance și street lifting. La freestyle este o singură categorie. Ne-am bucurat poate dacă va exista în viitorul apropiat așa de multă lume care face freestyle, să existe o categorie ușoară și o categorie mai grea de sportivi. Dar la nivelul la care România se află astăzi cu numărul de atleți care concurează la freestyle și care este în creștere, și mă bucur că 2024 a fost un an foarte productiv pentru toți sportivii care fac freestyle, totuși o să fie o singură categorie de atleți. Și este open, invităm și sportivii din Bulgaria să se înscrie la acest concurs. So we would like to have Bulgarian friends to compete as well to this event. Asta pentru freestyle. Da? Sâmbătă o să fie în 19 octombrie, o să fie runda de calificare. Va fi un sistem de battle 1 vs 1 într-o piramidă de calificare cu 16 locuri posibile. Dar pentru a stabili cine cu cine se bate, toți sportivii vor avea un minut jumate sau două. Arbitrii vor alege asta, cât va dura. Eu nu sunt așa de competent pe organizarea din spate la freestyle. Dar veți avea o rundă de calificare cu o melodie aleasă de voi, prin care vă veți da silința să vă încadrați între cei mai buni 16 sportivi la freestyle. După care se va face o tragere la sorți în felul următor. Primul calificat din rând va pica cu al 9-lea din ordine, al 2-lea cu al 10-lea, al 3-lea cu al 11-lea și așa mai departe până la al 8-lea cu cel 16. Se vor așeza pe o piramidă și până la final, când cineva va fi câștigătorul printr-o finală mare și apoi finala mică pentru a stabili locul 3 și 4. Sâmbătă vom face doar că runda de calificare și primul rând de battle-uri. Da? Deci sâmbătă, 19 octombrie, pentru categoria de la freestyle, runda de calificare și apoi primul rând de battle. Asta o să fie la freestyle. A doua zi, duminică, vor fi toate celelalte lupte care mai rămân pe piramida noastră competițională. Tot sâmbătă, la proba de strength endurance, unde deja avem o experiență de două evenimente cu aceste circuite la strength endurance și am văzut acolo câteva avantaje și dezavantaje și vrem să le echilibrăm la acest concurs. Vrem să motivăm și sportivii care nu sunt așa de experimentați pentru a putea concura la această probă și la strength endurance va fi ideea de calificare. Ce înseamnă calificare? Înseamnă că sâmbătă, toți sportivii de la strength endurance înscriși vor avea de executat muscle-up-ul, deci la băieți, muscle-up-ul, tracțiunea, dip-ul și pistol squat. Aceste patru probe sunt probe de calificare cu max rep. O singură serie, maximul număr de repetări. Ce înseamnă asta? Înseamnă că un muscle-up va valora un punct. O tracțiune va valora jumătate de punct. Dacă vreau, ok. O flotare la paralele, o jumătate de punct și un pistol squat va valora iarăși un punct ca și dificultate. Dau un exemplu, ai făcut 5 muscle-up-uri, înseamnă 5 puncte. Ai făcut 10 dips-uri la 0,5, înseamnă alte 5 puncte. Ai făcut 10 tracțiuni cu 0,5, alte 5 puncte. Ai făcut 10 pistol squats și ai 5 muscle-up-uri, 5 puncte. Tracțiunea și dips-urile încă 10 puncte, 5 fiecare, 15 și ai făcut încă 10 pistol squats cu un punct. Înseamnă 25 de puncte și ăla este rezultatul tău pentru ziua de sâmbătă. Cei mai buni 6 sportivi la băieți se vor califica duminică, unde duminică nu mai au one max rep, ci un circuit de exerciții. 5 muscle-up-uri, 10 straight bar dips, 15 pull-ups, 20 de dips-uri, 20 de leg resist to L-sit și 30 de flotări cu vesta de 10 kg pe tine. Ce face asta? Cum echilibrează această strategie de calificare de sâmbătă și după care ruperea de duminică printr-un circuit? Dacă ar fi să facem circuitul din prima, am observat că sportivii începători nu vor să se bage în acest concurs. Își dau seama că pentru ei este dificil, se gândesc că lasă că vor concura 2-3 și nu își mai dau șansa să-și vadă și ei maximele lor. Rețineți că este ultimul concurs din România pe anul acesta. Este ultima șansă prin care îți mai poți testa forțele pe care tu le-ai dezvoltat vara aceasta prin antrenamentele tale zilnice și dese făcute de tine. Așa că ar fi frumos, din partea ta ca și sportiv de Calisthenics Street Workout, să mai încerci la final de an încă o competiție. Da? Ajută în palmaresul tău, crește-ne în experiența ta. Așadar, muscle-up, tracțiune, dip și pistol squat cu coeficient de calcul pentru fiecare probă și după aceea ele adunate
iar primii 6 băieți vor merge mai departe în final. La fete va fi strength endurance probă și pentru fete. Fetele vor avea de făcut tracțiunea, dipul și flotarea. Scuzați, și pistol squat-ul. Nu, flotarea nu, pentru că e dipul. Tracțiunea și dipul vor valora câte un punct fiecare și pistol squat-ul va valora jumătate de punct. La fel, la fete se va aduna coeficientul fiecare repetări, va fi un total, iar acel total va duce mai departe 4 fete în finala de duminică, care și ele vor avea de executat un circuit. Bun, asta a fost freestyle și strength endurance. Țineți-vă bine pentru stick lifting, sper că sunteți pe aici urmăritori între cei 17 prezenți, 15 acum, care fac stick lifting. Am observat la ultimul concurs, competiția din București, unde am fost invitat prin cadrul evenimentului, acel summit mare de fitness de la București din Romexpo, Sense for Fit, sportivi noi care ei n-au mai auzit de street lifting și înscriind undeva la 10 persoane pe loc, am avut o luptă foarte mare să le explic ce înseamnă street lifting, ce înseamnă multilifting, ce înseamnă strength endurance, de ce o probă pentru începători, pentru mai avansați. Practic, street lifting-ul devine o probă care doar cei experimentați sau cei care au cu ce să facă acest efort va fi pentru ei. Street lifting clasic și multilifting. La clasic, o modificare pe care vrem să o facem ca un mic experiment anul acesta la această Barcelona. De 2 ani jumate, noi împărțim categoriile de sportiv la street lifting clasic și multilifting la sub 75 de kg clasa lightweight și peste 75 de kg clasa de heavyweight. N-avem middleweight, am încercat și varianta asta, am văzut că nu se strâng sportivi între 75 și 82,5. Așa că anul acesta îi adunăm pe toți într-o singură categorie, se numește Male Open, toți sportivii de street lifting clasic. Știu că o să fie ciudat pentru sportivul de 60 de kg să concureze cu cel de 90 de kg, dar vrem să facem o bătălie a titanilor din street lifting românesc, care și el este subțire, pentru că nu vă antrenați în street lifting așa de des. Evident, sunt doar câțiva sportivi care fac acest sport și să arate foarte spectaculos cu 100 de kilograme la dipsuri. Dar cred eu că motivându-i pe cei tineri din spatele nostru vor ajunge să ne ia din spate cu mai multă putere decât ne putem imagina. Însă, la street lifting, clasic, one max rep, muscle up, tracțiunea și dipul, 3 încercări pentru fiecare execuție, open, toți băieții la grămadă. Din păcate, pentru fete, această categorie o voi elimina. Observ că nu sunt fete care fac street lifting foarte intens. Este Roxana din Brașov, poate Alicia face ea, dar deja Alicia este un nivel super ridicat. Ea se antrenează pentru freestyle nici de cum, street lifting, însă are o forță nativă. Și poate mai sunt fete aici colo care fac câteva tracțiuni cu greutate și nu știm noi încă de ele. Însă atleta serioasă Roxana, dacă ea este una, două fete pe podium, pentru mine această categorie acum în acest concurs nu mai reprezintă un interes. Dacă vom descoperi fete care fac des aceste probe, tracțiunea și dipul cu greutate, voi reîntoarce această probă și pentru categoria fetelor. Deci fetele la acest concurs vor avea locul doar pentru strength endurance. La multilifting, da? În street lifting-ul multilifting, încă suntem la acest domeniu de discuție, clasicul va fi sâmbătă, iar multilifting-ul va fi duminică separat, da? La o zi distanță. Veți avea timp 24 de ore să vă reveniți, să vă reîncărcați bateriile pentru a putea pregăti a doua etapă. Și nu este obligatoriu. Un atlet de street lifting clasic nu trebuie să facă neapărat și a doua zi proba de multilifting, fiind o disciplină diferită. Vă zic și acum care este diferența, poate nu reușiți să vă dați seama o parte din cei care nu aveți experiență. Multilifting înseamnă că noi stabilim greutatea cu care tu faci mai multe repetări. Deci va fi masă la apă cu 10 kg, pentru că este iarăși open, nu mai sunt două categorii diferite, tracțiunea cu 20 de kg, mai multe repetări, și dipul cu 40 de kg, mai multe repetări. De aia se și spune din titlu multilifting. Tracțiune cu 20, muscle up cu 10, el fiind primul, și dipul cu 40 de kg. Dacă la street lifting clasic se adunau greutățile totale de la cea mai bună încercare din fiecare probă, la multilifting de fapt se adună numărul de repetări totale executate cu greutate. E un fel de anduranță prin forță și se dă un rezultat final și ai o singură șansă pentru fiecare probă în parte. Deci nu mai faci încă o dată muscle up cu 10 kg.
Diferența care este? Înainte, dacă aveam cele două categorii de sub 75 de kg și peste 75 de kg, sportivii de la sub 75 făceau masă la apuri cu 8 kg, iar cei peste 75 cu 16. Și practic am încercat să nivelez un pic și să rotunjesc această greutate la 10 kg, deși mijloc era 12. Iar apoi, tracțiunea ar fi fost cu 24 și respectiv cu 32, acum toată lumea face cu 20 și masă și dipul era cu 36 la categoria ușoară și 48 la categoria grea și acum toate sunt la mijloc la 40. Astea au fost probele, deci repet, sâmbătă, street lifting classic, strength endurance calificările și freestyle-ul calificări plus prima rundă din battle-uri, iar duminică o să fie finala la strength endurance, finala la băieți și la fete, multilifting și freestyle, toate celelalte battle-uri rămase din piramida noastră până când dăm câștigătorul. 19-20 octombrie la Sibiu în Belvedere Park. Cel de-al patrulea parc pe care Sibiu-l are, cel mai mare și cel mai nou din Sibiu, este o zonă în care nu are umbră, fiind final de octombrie, fiind foarte răcoare, doar soarele dacă bate o să ne încălzească, în rest dacă bate un pic vântul o să fie rece. Mizăm pe faptul că nu plouă și că este o vreme stabilă, căutăm și o soluție pentru momentele în care ne este teamă că va ploua și ne gândim un pic unde ducem în indoor acest concurs și cum îl adaptăm pentru un spațiu mai restrâns. La noi în sală aici tavanul nu este foarte înalt, deci masă la pulă să pice aici dacă facem concursul sau orice formă de freestyle dinamică. Static puteți să faceți treaba voastră odată. Bun, înscrierea. Treaba asta cu înscrierea, o să vă explic un pic. Acest eveniment o să fie un pic dificil de organizat pentru că este pe două zile. Multe resurse de consumat acolo în parc, așa că am încercat să găsesc o soluție pe lângă acele kituri în care vor fi chestii de mâncare. Eu îi rog pe cei de la Shaka Bol, prietenii mei din Sibiu, care pregătesc niște boluri foarte sănătoase, pentru ca orice sportiv înscris în concurs să primească două prânzuri, două boluri de la Shaka Bol gratuit. În taxă de înscriere, care vă spun imediat cum este și despre ea, acolo o să încercăm un formular de înscriere, care se va închide, repet, cu o săptămână înainte de concurs. Să existe și o secțiune unde îți vei alege cele două prânzuri pe care vrei să le mănânci, care vor fi livrate la locul parcului la momentul de pauză din programul nostru. Programul o să fie plin, ne gândim și la faptul că ziua nu mai este așa de lungă, așa că de aia împărțim acest concurs pe două zile, pe 19 și 20 octombrie, și încercăm să nu mai facem un overkill din partea noastră, să facem un singur concurs într-o singură zi, foarte condensat, intens, cu mulți participanți, pentru că obosim. Și când arbitrii obosesc, nu mai avem răbdare. Încercăm să arbitrăm mai repede, încercăm să ne grăbim și cu toții facem rabat de la calitate și voi știți asta. Se întâmplă. Mergem mai departe cu înscrierea. Tot ce pot să vă zic o chestie foarte faină este că am, cu ajutorul Alisiei, Alisia fiind o atletă sponsorizată de Gore Nation, le-am făcut o întrebare prin intermediul ei și mi-au dat un răspuns. Am încercat să comunic cu ei pentru a fi sponsorizați Gore Nation la acest concurs. Mi-au răspuns și mi-au spus așa: o să ai un quantum de 700 de euro, alegeți ce produse ai nevoie pentru a stabili premiile, sunt 5 podiumuri de acoperit, a câte 3 locuri fiecare, o să încerc zilele următoare să fac această detaliere a ce produse pot încadra în cei 700 de euro de la Gore Nation, plus câteva premii din partea noastră, street workout. Asta înseamnă tricou cu Barsilvania pe care numai câștigătorul va câștiga. Anul acesta, fiecare categorie de sportiv de la locurile 1 din podium va primi câte un tricou Barsilvania. Voi face câteva modele M, L, XL și să sperăm că îi putem acoperi pe toți câștigătorii ușor. Pe lângă asta, o să-mi dau silința să existe și o remunerație financiară, sub forma de vouchere sau chiar bani în mână, însă taxa de înscriere nu va fi una ieftină. Da? Vom face o înscriere prin online, în care o probă de concurs se va costa 30 de euro, adică o disciplină, da? Freestyle 30 de euro, strength endurance 30 de euro, street lifting 30 de euro și dacă ești un sportiv care vrei să faci și street lifting și multilifting, a doua înscriere o vei avea la o reducere de 10 euro, adică 20 de euro. Știu că este interesant, costă niște bani și pe noi ne costă să facem acest concurs. Gândiți-vă la aduce câțiva arbitri din alte orașe, la logistica noastră și la fotografi, la tot ce înseamnă a organiza un eveniment din partea echipei noastre
Știu că v-am obișnuit cu o calitate ridicată a evenimentelor și încercăm să ținem acest standard sus tot timpul, cu a vă da cât puteți de repede, a vă da cât putem de repede poze, filmări, lucruri care se cer foarte repede la orice eveniment. Toată lumea cere poze, filmări, fiecare vrea să-și posteze pe Instagram cât mai repede ce a reușit și ce a câștigat. Și astea contează foarte mult și ele costă, pe lângă mâncarea pe care o veți primi și multe alte chestii interesante din partea noastră. Ce pot să mai zic este că înscrierile vor începe din data de 1 octombrie și se vor încheia cu o săptămână înainte de eveniment. Dacă concursul începe în 19, pe data de 12, atunci vom opri formularul de înscriere. Deci va fi o fereastră de 10, 11, 12 zile în care voi veți lua decizia de a vă înscrie în acest concurs, asumată, serioasă, pentru ca noi să avem un buffer de o săptămână să putem pregăti evenimentul, să ne așteptăm la ce atleți avem, la ce categorie de concurs sunt mulți sportivi înscriși, ca să știm cum să ne pregătim arbitrii și să facem concursul să fie unul optim, eficient, fără timp morți prea mult, fără să stăm, să ne uităm pe pereți și să așteptăm acolo în parc. Încercați din tot sufletul să fiți gata de antrenamente, de pregătiți, pregătiți-vă în această etapă pentru ce urmează. Această postare în care veți afla probele și cam ce să vă face strategia, o să o postez în zilele următoare foarte rapid, deci nu trebuie să așteptați înscrierea în concurs pentru a afla cu ce se va mânca Bar Silvania. Veți găsi live-ul acesta care imediat va fi salvat, veți avea și pe YouTube această filmare, este o cameră aici lângă, pe care o voi posta și pe ea. Dacă aveți întrebări, curiozități despre concursul nostru, despre Bar Silvania ediția cu numărul 5, vă stau în comentarii, telefonul din fața mea este pe orizontală, dar vă pot răspunde, na, sunt și aici și vă ascult comentariile. Spuneți-mi cu ce vă pot ajuta acum pe scurt, dacă aveți curiozități, dacă nu, despre asta a fost o mică informație despre concursul nostru, să o aflați din timp, da, mai este o lună, aproape o lună până la concurs. Cred eu că în luna aceasta aveți timp să vă organizați un pic competiția, antrenamentele voastre pentru competiție. Da, sunt aici prezent pentru voi, pentru întrebări, încă 5 minute, după care să aveți cu toți o seară minunată. Mulțumesc tare mult, Ionuț, este într-adevăr ziua mea de naștere, împlinesc 30 de ani. La Moldoveni o să achitați cazare dacă venim. Dragii mei, atunci când am organizat un concurs, două competiții până acum am reușit să organizăm cu o cazare foarte avantajoasă și pentru sportivi a fost și gratuită o noapte pentru cei de la freestyle. Bucuria acolo a fost că Universitatea Lucian Blaga nu avea încă acele cămine pentru studenți ocupate. Adică deja studenții nu veniseră. Acum deja este jumătatea trecută de octombrie în care vom face noi concursul și toate căminele vor fi ocupate. Cazări o să fie dificil de găsit la o preț de asta de cămin, care era 60 de lei pe noapte sau 70 de lei pe noapte. Mai am o soluție la încă un liceu, care este un liceu tehnologic, unde am reușit în primăvara anului acestuia să cazez cei 4 sportivi din Bulgaria. Eu o să întreb pentru câte locuri de cazare ne pot oferi. Știu că acolo este 60 de lei pe noapte și este mult mai decent decât să dai un preț foarte mare. Sau să vă uniți între voi să dormiți pe unde vă doriți mai aproape de parc. Deja puteți să căutați parcul Belvedere din Sibiu. Este un parc minunat care e construit anul trecut recent și arată foarte bine. Nu este într-o zonă centrală. Este într-o zonă mai pe marginea orașului Sibiu, într-o zonă aproape de pădure, dar nu este umbrit, este un spațiu foarte deschis, sunt plantați copacii, dar nu au crescut încă. Vor crește când vom avea noi copii. Cam așa se face la noi. Lăsăm la o parte stângăcia acestui moment, nu pot să vă zic altceva decât dați-vă silința, vedeți dacă pentru voi acest concurs este util, dacă vreți să vă testați limitele, dacă vă place atmosfera noastră, iar dacă toate aceste lucruri sunt ok pentru voi, vă așteptăm la eveniment. Hai să facem o Bar Silvania de succes! Mulțumesc tare mult pentru urări! Apreciez foarte mult timpul vostru și sper că nu v-am plictisit în acest video. Eu mai stau pentru întrebări, deja că mai apar curiozități de genul lui Dimitri. Dimitri, există o asociație la voi în Republica Moldova care mă gândesc că poate vă pot ajuta cu un pic efort financiar.
Uite, sportivii din Bulgaria, unul dintre fondatorii organizației lor, știu că anul trecut și la sportivii de acum le-au plătit transportul. Încercați și voi, dacă veniți de departe și aveți printre oamenii voștri prieteni care vă pot sponsoriza. Puteți deveni niște atleți. Puteți deveni atleți care vreți să vă reprezentați orașul la un concurs. Noi îl dorim internațional până la urmă. Înțeleg, Dimitri, nu vor să facă nimic ca voi toți singuri. Știu, este într-un sport foarte dificil de adăugat mass media în el și de a-l pune pe marele ecran și a face bani din reclamă și a face bani din difuzare, este greu să găsești un fond în care să-i acoperi pe toți prin a le oferi multe gratuități. Pentru mine, majoritatea competițiilor sunt competiții private pe care le fac din proprii noștri bani, din taxe de înscriere. Și diferențele pe negativ care apar datorită cheltuielor mai mari decât numărul de sportivi înscriși sunt acoperirea propriului meu buzunar. Știu cât de dificil este să vii la un concurs în alt oraș, mai ales altă țară, pentru că ai deschis apetitul Dimitri la această idee. Vă pot spune doar că anul trecut am concurat la Campionatul Mondial în Riga, unde taxa de înscriere acolo a fost 100 de euro pentru participant. Și am concurat la proba de Strength Endurance, unde am avut probă de circuit, unde nici nu m-am calificat în finală, am ieșit al 8-lea din 6. Dar ca să plătești taxe de înscriere 100 de euro, plus drumul până acolo, plus cazarea pentru cele 5 nopți pe care le-am avut acolo, plus o cazare pe drum încolo în Polonia, pentru că Riga e la 1700 de km distanță din Sibiu, unde am condus toată distanța dus și somn pe drum. Asta a însemnat o săptămână de oboseală pentru a concura la un concurs în care, într-adevăr, am văzut-o pe Alicia Perșa câștigând campionatul mondial și bucurându-mă pentru ea și susținându-o acolo, dar a fost un efort financiar care ai zice, bă, pentru ce l-ai justificat? Până la urmă, ce a însemnat pentru tine o participare pe o scenă mai mare? A fost o experiență pe care banii au plătit-o și vă zic eu că a meritat 100% pentru că am învățat niște lucruri acolo și am înțeles care este nivelul internațional de participare și de determinare. Că nu a fost echitabil cu ce am primit eu de acolo, la cât am cheltuit, asta niciodată nu cred că va fi o chestie echitabilă vreodată. Este un sport în care cu toții încă investim în echipamentele noastre, investim în timpul nostru, în antrenamente, în suplimente, în tot ce ține ca noi să fim sportivi, în sănătatea noastră, în masaj, investim în recuperare, poate o accidentare. Nimeni nu-ți dă nimic pe gratis. Da, încercați să vă găsiți sponsor pentru a ajunge la concurs, poate așa o să vă fie mai ușor să micșorați cheltuielile voastre de organizare și de deplasare. Nu pot să vă zic altceva decât că cam așa se face momentan în locul, în țara noastră. Și nouă ne e cel mai ușor așa, putem zice. Dacă nu mai aveți întrebări, o să opresc live-ul imediat. Puteți să-l urmăriți integral când îl salvez pe pagina flux.sw și îl voi posta pe YouTube-ul Florentin Workout, pe canalul meu de YouTube, acolo unde are un pic mai mare reach-ul orice video pe care îl postez. Pagina de Instagram, de YouTube a flux.sw nu are așa mulți urmăritori și orice filmare o punem acolo, acele after movie-uri după eveniment, nu au același număr de vizionări. Așa că o să-l punem pe YouTube-ul meu. Aveți acolo înregistrarea. Voi încerca pe YouTube să scot din toate detaliile pe care și bâlbâielile mele plictisitoare. Până atunci însă vă urez o seară minunată. Mulțumesc tare mult pentru toate gândurile calde cu ocazia zilei mele de naștere. Ne vedem la concurs, sănătoși, puternici și determinați să câștigăm ce avem de câștigat. O seară minunată tuturor!